Roata asta că se învârte tare, lumea care te aplaudă în picioare. Acul roții că se oprește la mașină, noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încep să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Și bine ați revenit la o nouă super ediție, Roata! În sfârșit vreau să vă spun că mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine văzând-o pe minunata de Ana, că este așa frumoasă, aranjată și fără lucruri în jur care ar putea să ne distragă atenția sau să provoace cine știe ce pe aici prin platou. Bună seara! Bună, bursucule! Bună! Așa da! Aplauze pentru ea. Așa. Da, măi, mămică. Bravo, bravo. Mua. În sfârșit ai venit să-ți faci treaba. Bravo. Uite ce frumoasă. Te prinde verdele ăsta ceva. Ai punctat foarte bine mai devreme. Nu mai fac nimic altceva. Foarte bine, bravo. Să-ți faci meseria. Bate cinciu, bravo. Nu mai fac nimic altceva la propriu. Adică, dragă, dar ce-i cu pixul ăsta, cu o foaie în mână? Hai să începem, hai că e bine. Mă duc, prezint acum premiile, pac și hai! Stai puțin. Ia totuși hârtia asta. Ce e asta, mă? Demisia. Gata. Mi-a ajuns, nu mai pot. E ultima mea ediție. M-am îmbrăcat și în negru, așa m-am potrivit. Cerere de demisie. Uite. Bă, dacă îmi spuneai altădată, chiar nu-mi părea rău. Dar când te văd așa și îmbrăcată frumos și la loc... Subsemnată, Ana Maria Barnoschi, declar pe proprie răspundere că cedez locul de colega actuală a Bursucului, fostă colega lui Liviu Vârciu. Asta e adevărul. Da. Acelei persoane care îndeplinește toate condițiile necesare pentru acest post. Adică, pentru ce faci tu în emisiune? În urma experienței acumulate în cadrul acestui post, ești atentă la mine să vezi dacă ai scris bine. Stai că îmi spune asta. Subsemnată Ana Maria Barnoschi, adică tu, este în măsură să decidă înlocuitoarea tronului. Aia, lasă! În urma unui casting cu probe foarte grele pentru cele care se prezintă în cadrul acestui concurs. Dacă niciuna dintre fete nu îndeplinește condițiile necesare ocupării postului, subsemnatul Bursucu, adică eu, are îndatorirea... Zi! Are îndatorirea de a dubla salariul Anei Maria Barnoschi. Bravo! Întrucât nu se găsește alta mai bună ca ea. Semnat. Bravo! Ana, data, duminică seară, ora 20. Bun. Bravo! Aceasta demisia! Este demisia! No. Stați puțin. Ai greșit, ține un pic. Emisia! Hai, du-te tu la panou acolo, că noi avem de dat o mașină nouă, 110.000 de lei cash și o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice, dragii mei! Avem o seară grea. Avem o trupă frumoasă alături de noi, Hotplay și Iulia Dumitrache. Iar acum, să cunoaștem super concurenții! Juliana, da? Cum te cheamă în buletin?
Giuliana Coni Mihaela și un nume de familie. Vrei să ți-l spun? Coni Mihaela? Da. Și un nume de familie. Constantinescu. Deci Giuliana Coni Mihaela Constantinescu. Da, corect. Giuliana, te strigau acasă părinții? Nu, adevărul e că mamei a plăcut foarte mult acest nume și dacă a spus că dacă va avea o fată, mă va chema Giuliana, e un nume italienesc. Și pe tine cum te strigau acasă? Julie, Giuliana. Și nu mergea Julie? E mai simplu și pentru mine. Sau ai crezut că stacea vreun super... Da, m-am bazat pe inteligența ta. Așa, și când te loveai, cum ziceai, mama, mama, ce m-am juliț! Iar când făceam cu o gafă, îmi spunea Giuliano! Giuliano! Ce-ai făcut? Te lovi! Exact. Numai prostii faci! Giuliano, ce ai vrea să câștigi de la noi în această seară? Mi-ar plăcea să câștig niște electrocasnice pentru a mobila apartamentul. Te-ai luat apartament nou? Da. Te-ai mutat cu Iubi? Nu, m-am mutat singură. Și Iubi? Iubi nu există. Ce bine! Nu tu bătăi de cap, nu tu griji, exact. Nu tu nevoi. Multă baftă, Giuliana! Sunt o femeie independentă. Doamne ajută, bravo! Mulțumesc! Mergem mai departe în colțul din stânga. O să vă rog să stați puțin mai dreapta să nu cad eu. Ana, așa, mai dreapta. Așa, perfect. După vii la locul tău. Ce faci, Ana? Cu ce te ocupi? Sunt cofetar patiser. A? Uite cine îndulcește situația. Vezi? Convitul cu amăreală? Hop, noroc că e Ana aici. Frumos, uite, Ana cu îndulcitul, Ana cu... Oh, dar nenorocitul. Eu sunt foarte dulce. Tu ești dulce, da. Tu ești o bomboană. Ești așa în verdej necoaptă, dar în rest exact ce trebuie. Căsătorită? Da. De cât timp? 22 de ani. Dumnezeu să-l iert. Și pentru el m-am îmbrăcat în el. Cum l-ați prostit? Ăsta cum l-ați convins? 22 de ani mai aduc aminte. Nu, mai, eu ați uitat. El își aduce aminte. Nu știu. Când l-ați luat era slăbuț, era... Că acum a făcut și burtica. Da, îți dai a făcut, seama. Da. Prevezi viitorul. Vedeți cum e o relație fericită. Femeia întinerește, înflorește, iar el burtă îi cade părul și stă cu te la cât un meci din când în când. Nici la televizor nu mai are acces. Apropo de televizor, ce vreți să câștigați, dar noi? Laptop. Telefon, televizor. Televizorul pentru el, laptopul și telefonul pentru dumneavoastră. Basta. Doamnelor și domnilor, în această seară, partiul poate începe, că au venit Shondi și Pepe! Rotez, vom să câștigi ce fire. O seară nebună, Pepe e în formă, a făcut și 10 flotări înainte să intre. Formă de cozonac. Dar de unde mă, că arăți foarte bine, termină cu prostiile, toată viața ta e arătabilă. Ai venit și cu fata asta superbă. Păi de asta arăt bine că-s lângă ea. Ne-ai adus-o, ne-ai zis, domne, dacă vreți o seară perfectă, vin cu Shandy, fac spectacol. Toate culorile, dragoste. Păi stai puțin că, uite, am venit, eu un alb și tu negru. Păi, și trecem prin curcubeu mai târziu. Hai că te vezi. Avem roata. Înainte să începem, vreau să vă spun doar atât, Pepe și Shandy au venit să lupte pentru familia Rădulescu. Vreau să le urmărim povestea împreună și după începem distracția. Noi suntem o familie cu 5 copilași. Cel mai mare este clasa 5-a, cel mai mic are 2 anișori. Eu stând acasă să-i întrețin cu școala, cu spălatul, cu tot ce este necesar pentru ei. Soțul este singurul întreținător al acestei familii. Familia Rădulescu locuiește în condiții modeste, 7 persoane într-o cameră de 9 metri pătrați. Copiii sunt nevoiți să-și facă temele pe rând, în bucătărie. Tatăl se străduiește să asigure familiei cele necesare unui trai decent. Cel mai greu moment din viața mea a fost când soțul și-a tăiat mâna dreaptă. Cu flexul a fost la o lucrare, era într-o duminică. Făcea un gard și
n-a avut apărătoare la flex și a tăiat scândură cu pânză de fier, fără să-și dea seama că e pânză de fier. Atunci s-a crăpat scândura, s-a rupt pânza în două și i-a luat toate cele patru degete. Un an de zile a stat cu ea așa, a fost la spital, i-a băgat, l-a operat. Cea mai mare dorință a Georgianei este să își vadă copiii împliniți și e hotărâtă să facă sacrificii pentru ca aceștia să meargă în continuare la școală. Să crești 5 copii dintr-un singur salariu este foarte greu, foarte greu. Dar mulțumim lui Dumnezeu când i-a dat, sunt sănătoși, merg la școală, învață, ne ascultă, sunt cuminți. În fiecare zi când vin de la școală, primul cuvânt când spune să rămână mamă și pe urmă, mami, te iubesc și mă pupă pe obraz. Deci mă topesc toată. Vreau să fiu eu pentru ei mama aceea eroină, ca să vadă dacă pot eu, poate și ei. Mai mult și mai mult și le dau curajul ăsta să poată să meargă mai departe. Familia Rădulescu este beneficiară a programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Dacă doriți să-i susțineți financiar, nu uitați că puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul AJUT. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și o să spunem bună seara, doamna Georgiana! Bună seara! Bună, Denisa! Salut, Robert! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut, tinere! Doamna Georgiana, în această seară l-am adus pentru dumneavoastră pe unicul Pepe și pe frumoasa Shondi să lupte pentru dumneavoastră. Vă las să schimbați câteva vorbe și după începem. Vă mulțumim din suflet. Să rămână bună, bună. Ce faceți, mă, frumoșilor? Ce vreți să câștigăm? Ce vreți să câștigăm pentru voi, ca să știu? Un telefon. Telefon? Și o tabletă. Și tabletă. Aoleu, stai mă corect, că acum se fac cursurile online. Ai văzut? Nu, o să jucăm cel mai bine și o să câștigăm tot ce vreți. Și mai multe. Mulțumim. Și mai multe. Doamna Georgiana, noi vă ținem pumnii strânși. Ana, Shondi, Pepe. Ia-ți mă părul, mă, asta mă ajută. Juliana, vă doresc multă baftă. Să înceapă rata norocului. Una, întâi. Să pară toată seara că mă uit în decolteu tău. Așa pare că eu, ca să-i văd decolteu, trebuie să mă uit în plexiglasul de la tine. A, nu e, reflectă de la mine. Știi că eu am senzația că ai și tu plexi. Ce? Așa se vede, vezi? Observ că noi avem senzația că și tu ai un plexiglas care se mișcă într-una, când colo ăsta. Bun, dragii mei, Pepe și Andy, unul dintre voi trebuie să înceapă runda întâi. Hai să înceapă Pepe, că aia mai a fost pe la noi. Da, da, da. El a început. Vă mărturisesc faptul că are emoții. Deci am emoții și vreau să văd prima oară cum se joacă el. Și oricum să-i șoptesc. Dacă cumva eu știu și el nu știe, o să-i spun. O să-i șoptești, că ăla nu e exact ca la școală. Care șoptește, iese afară. Ana, Pepe, Juliana, vă dau un puzzle de departajare pentru runda întâi. El arată așa. Ăsta e, avem și un domeniu. Domeniul este decizie. 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 Ana, Pepe, Juliana. Vă vor apărea litere aleatoriu, una câte una, în puzzle. În momentul în care vă dați seama de răspuns, apăsați butonul roșu. Ăsta de aici. Ăla pe care îl aveți în dreapta voastră. Trebuie să apăs eu, că e dubios. Da, păi tu trebuie să apeși. Așa. Așa. După aia facem schimb oricum. În cazul în care s-a oprit puzzle-ul, nu vorbiți până nu vă spun cine a apăsat primul. Asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți. Atenție. Și în cazul în care apasă și nu știe soluția bine, mergem mai departe cu ceilalți. Exact. Așa, bravo. Deci, domeniul era... Decizie. Decizie. Mamă, dar ce supărat ești în seara asta. Se vede că vrei să-ți dai demisia. Bă, adevăr e că să-l sun pe Vârciu, bă, chiar e nevoie să te schimbăm, bă. Pă, ăla l-ai nenorocit, săracu, mie mi-ai făcut părul alb, mai... bă, du-te, bă, lasă-ne, bă, adune și nouă o prospătură, o tinerețe, 18 ani. Eu spun că dacă vine una... Alo! Fii atentă, dacă vine una de vreo 18-20 de ani, se întoarce și Vârciu, ești prezentă, mă amândoi. Noi, Vârciu e pe... Ascultă-mă puțin. Da, e și pe ne... Nu mai vine, da. Bursucule, vezi că eu sunt verde și nemuritoare aici. Ce ai zis, mă? Eu am vrut să mai îmi dau o dată demisia și a plecat Vârciu. Deci nu te văd prea bine. Așa.
Decizie. 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 Hai! Decizie. Pentru 1500 de puncte, cine știe răspunsul? Ana, Pepe sau Giuliana? Cine știe răspunsul? Apasă butonul. Da, nu? Nu iese. Hai, stop! Am zis primul, ce? Asta, Pepe. Oare ce-o fi? Nu știu, că o las pe Șondi să câștige. O să spun eu. Te rog, ce-o-fi? Ia! Cum demisie de onoare? Du-te, bă, de du-te, nu te bă, că nu cred! Nici eu, nu cred! Dacă stau de perete! Yes! Mă bucur că te-ai concentrat foarte bine. 1500 de puncte, wow, direct. Bine. Pac! Și șansa de a începe aceste prima rundă. Aceste puncte le putem transforma în bani să cumpărăm pentru... Să cum, nu? Așa? Da, 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 bravo. E, iată puzzle-ul pentru runda întâi, să facem și mai multe puncte. Avem și un domeniu. Ana, te rog, viitoarea fosta mea asistentă. Domeniul este nevoie. Nevoie. Avem nevoie de o decizie, de o demisie de onoare. Da. Ia uzi, Ana, dă-ți demisia de onoare. Nu avem vrei... nevoie, ăsta e domeniul. Avem nevoie, da. Chiar cu toții avem nevoie. Am prezentat mai devreme demisia. Dacă nu găsesc înlocuitoare, da? Să nu uiți că îmi dublez salariul. Nu pot să ți-l dublez, că ți l-am mai dublat de două ori și de fiecare dată când ție îți dublează salariul, îmi scade mie din al meu. Lasă. Pepe, dă-i de rată. Eu? Să știi că bugetul e același. Dacă tu primești mai mulți bani, noi suntem restul fraierilor, hai! Tare, tare, tare? Tare, tare, tare! S-a mai uns, s-a făcut cum trebuie, ia uite-o! Încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n-are cum să ne ducoate, nici lumea nu mai pare mare. Bine! Era și mai bun un power play, e bine și așa, 1000 de puncte pentru prima consoană a serii. D de la demisie. Bine! Opa! Yes, baby! Hai! Deci ai înțeles cum stau lucrurile, da? Da, înțeles, da. E, dai de roată, pac, demisie. Da. Da, mai tare, da? Ce este? Ce faci, mă, opa, nene? Auzi, mă strige. Nu mai, Gabi! Doar fete! Du-te acolo la treaba ta! Băi, ce mă, vrei să fii și tu asistent acum? Bă, toată lumea face ce vrea în emisiunea asta. Ce voia să fie el, asistenta mea, este? Păi dacă nu te îmbrac în fustă și cu sutien, să te văd cum întorci litere pe aici, să râdă nevastă-ta de tine. Și eu-ți cânt, că ai o fustă creață. Hai, Pepe, dă-i de roată. Gata? Ia uite-l pe ăsta, bă. Hai, da! Noi suntem la galben, sora mea, te speria iurea la pedeapsa, pedeapsa, pedeapsa. Eu m-am speriat la albastru, am crezut că am făcut pedeapsa. Dar liniște că să speriați pe dacă se oprea pe negru ăla. Eu am crezut că mă opresc la faliment, cum era după? Eu m-am speriat pentru pedeapsa. După 2000 cu 1500 de la început, 3500, deja făceam calculul. Un aragaz de ultimă generație, cu cuptor, cu microunde, cu o tabletă. Și într-o secundă, cum era? 500, hai că e bine, consoană. 500. Are voie să zic că ea în locul meu? Da. Așa, eu vreau să spun... Consoană. Da, o consoană. R. R de la de la de la râme. Râme, asta e. Râme. Da, nu știu, asta mi-a venit acum. Nu știam de la ce e r. Nu am auzit râme niciodată. R de la rață, r de la da, de la râme. Ia să vedem. R de la râsuri. Și am pierdut tot acum? Nu, am rămas cu 3500, dar mergem pe la rândul. Hai, Ana, tu, tare, cu forță. Și bate, bate, bate. Bate bătaia și în calorifer noaptea, Bubu, că ai momente că nu se mai oprește. Mașină. Doarme pe tempo. O consoană. Consoana este C de la călătorie. Este! Cu puțin noroc și cu ajutorul lui Dumnezeu, Ana chiar o să plece într-o călătorie.
Ah, ne ajută. Hai, Ana, dă-i. Ce mașină e asta, mă? Asta o mașină frumoasă. Acu tău e ăla roșu. Acu tău e ăla roșu. Ăla. Consoana acolo, este da. N. De la niciodată. De la niciodată, da. Na, roșu. Da. Nu mai hai, N. Ia uite! 2100 de puncte nevoie este domeniul. Dacă vrei poți cumpăra o vocală. Nu uita că ai și o treime din acest autoturism. Pentru a păstra plăcuța, tu trebuie să-mi dai soluția la finalul rundei. Dacă vrei să cumperi o vocală, îmi dai mie 500 de puncte. De tu cumperi o vocală, eu te ajut. Un bun ligător, nu. Îi dau o consoană și măi la mine data viitoare, nu? Dă-i tare. Eu. Cel mai sigur așa. Așa. Nu. Nu vrei să te uiți în continuare unde trebuie. Hai să-ți arăt. Da, am înțeles. Tu ai una, ăsta. Da. Asta e la tine. Da, da, da. Da, deci da. 500 de puncte. Da. Asta e la Pepe, asta la... N-ai tot treabă. Da. Și fică la ei e treaba lor. Mie bă, mi-era frică să fică mie. Asta. Da, nu? Și mie tot de asta mi-era. După când luam mașina. După deci... și plecați, că deja aveți o roată. Da, bună ziua! Ia. Alo? Ia, uite-o. Da, Ana. Mulțumesc, da. Da, da, aici este castingul. Păi, Barnoschi, ce casting? Exact! În timpul emisiunii, că în altă perioadă am alte treburi. Ha. Da. Deci ca să rămâneți angajată la această emisiune, trebuie să știți să-l frecați pe Bursucu. Băi, termină, mă, băi! Închide, măi, băi, Barnoschi! Da, da, trebuie frecat. Măi, Barnoschi, băi! Băi, ia... Măi, Bursucule... Nu mai vreau să-i spui, ce să mă frece pe mine? Lasă-mă în pace, că îl stau și nefrecat. Păi asta e fișa postului, da, tu trebuie da, să-ți asumi. Dar tu când m-ai frecat ultima oară? Acum. Nu vezi că frec ridichii aici și te enervezi? O consoană, Ana. M de la mașină. M de la mașină. Asta era. Asta, da. Am vrut să vă zic, să că eu știu soluția, da? Juliana. N-am mai acoperit numele, nu să mai. Știi. Ce te vezi ca rău. Dar și eu mă uit unde trebuie. Într-o neaglasă amândoi, să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Bravo, bravo! 500 de puncte, consoană. Consoana este... T, de la Taur. Oh. Brr. Ia să vedem. Este Taur. 1500, dacă vrei putem cumpăra o vocală sau dăm de roată, tu alegi. Mai dau de roată. Dă-i, dă-i, că așa au pierdut toți. La 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 Juliana, Juliana, uite cum intri tu în luptă cu Ana pentru o mașină. Ia zi, consoană. S. 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 De la șopârlă. S de la șopârlă, este o... S de la șopârlă, chiar da. S de la șoarice. O să luăm S de la... S de la șoarice. Șorici, șorici, gata, șorici. Șorici, m-am hotărât. Ok, ok, gata, băi. Șorici. Gata. Băi, hai să ne hotărâm. Băi, sunt de la... Auzi, am greșit eu cuvântul, dar uite că am pe tabele. Nu e S de la șoarice. Taci, mă, nu e S de la șoarice, nu e S de la șarpe, e S de la șorici. Foarte bine. Gata, le iau așa. Păi da, solid. S de la șoarice, șobolan, șorici. Dar ce facem, că acum trebuie să mă bar cu Ana? De la sourici, poate. O să fiu eu. Trei de puncte. V, de la Victorie. Măi, V.
Data viitoare. Doamnelor și domnilor, prima candidată a serii. Ce candidată, mă? Este Bianca. Mănâncă multe dulciuri, nu se filmează aiurea prin casă. Este foarte funny și își merită toți banii. Bianca! Vine și pe la Bet Bianca, zic băieții. Deja începe să-mi placă emisiunea ta. Bună, Bianca. Te rog. Și o ultimă informație. Nu are iubit. Te rog, o mică defilare, să te vedem și noi. Și prin fața colegilor mei, vă rog. Ce faci? Pentru prima oară când am auzit pe băieții din trupa Hot Play cântând fără să se mai oprească. Wow. Și este la fel de adevărat pentru prima oară când i-am văzut cum cântă fără să se uite la clape ăsta, la tobe ăsta. La... Toată lumea era cu capul într-o parte. În ce înseamnă... Spre tine, Bianca. Bine ai venit pe la noi. Bine v-am găsit. Poate și rămâi. Eu zic să nu te entuziasmezi, rămâne de văzut dacă trece probele. Tu vezi zis de treaba ta, din punctul meu de vedere a trecut. Bianca e foarte bine. Eu să ce dragă, vezi de treabă. Din păcate trebuie să fie din punctul meu de vedere. Tu ai un alt punct de vedere față de al nostru. Băieți, a trecut proba? Da. Iată. Bianca, sperăm să te simți aici ca acasă. Noi vrem să... Noi... Doamne, ce mult te iubește echipa! Hai răbdare, Bursuc! Ăștia din cască, știi ce au spus? Bana! Da, las că-i dau și pe ea afară! Trebuie să treacă proba! Ce probă, mă? Numai puțin! Seara după emisiune ce face? Se duce acasă! Oh, wow. Trebuie să-ți prezint regulamentul. Așa. Adică să știi exact despre ce e vorba. Trebuie să ne vedem în particular, știi? Există un regulament să-ți clar. Să-ți fac curat acasă? Nu mie, nu înțeleg ce vrea ea. Bursucule, poate ai treabă la roată și te rețin. Bianca. Știu deci, să fac. Draga mea Bianca, tu în timp ce se joacă roata, așa, trebuie să trântești cu găleata asta pe aici, să arunci cu mopul, să faci toată gălăgia din lume, măi, ca să-l întrerupe Bursucul. Măi, Barnoschi, asta este rolul. Voi mai primi postul dacă fac asta? Nu! Tu fă așa, mergi cu toată încrederea și îți promit că o să-mi dubleze banii. Dăm de roată. Dăm de roată? Sau cumpărăm o vocală să ne ajutăm? Avem 3500 de puncte. Sau da, dăm de roată? Câte puncte avem? Avem 3500 după așa, calculele mele. Și 500 îi o vocală? Din punctul meu de vedere, degeaba cumperi vocale. Că de ce? E mai bine, mai acumulăm niște puncte. Na, zic da? Și eu. Da, da, o vocală te poate ajuta să-ți dai seama ce consoane mai lipsesc. Cât costă o vocală? 500. Vrei tu să dai 500 din banii lor? Aoleu, nu! Asta zic. Mamă, ce presiune, mamă! Da, deci nu. Hai, dă o dată de roată, dă o dată de roată, hai, dă-i de roată, hai, dă-i de roată, dă-i de roată, cumpărăm după aia. Hai. Deci foarte puțin, dacă dădeai mai tare, ajungeam la 1000. Trebuie mai tare dat de rată, dar de data asta am închis ochii. Și dacă ajungi la pedeapsă? Nu mă interesează. N-am vrut să ajung la pedeapsă. Deci mi-e frică de pedeapsă aia. Și mie mi-e frică, dar trebuie să dansezi un pic, să te miști. Trebuie să ai așa o rupere, o... Mop în mână, da. Măi, Barnoschi... Și până și literele. Măi, Barnoschi, termină, mă lasă fata în pace. Trebuie să... Gândește-te ce consoană spui, că uite, alea au fost deja. Am văzut că au fost. Ia uite că Pepe știe regulamentul. De ce nu vreau să pierd? Și ecranul ăsta, pac, vezi acolo nevoie, te concentrezi. Hai. Dacă mă îmbolnăvești, știți pe cine să chemați în locul meu? Cum vrei tu, hai, Pepe, alege tu. Aici. Și dacă iară zic poți ceva prost. Poți să spui pă de la Pepe sau bă de la Barnoschi.
ce e îngrozitor, nu știu. Fără niciun fel de sugestie. P, de la Pepe. P. De la Pepe? De la Pepe. Ia să vedem. Dar nu e vina mea, nu e vina mea. Nu e vina ta, chiar n-a fost... Ana, 2100 de puncte putem cumpă... Bianca. Bună. Foarte bine te descurci. Noi toți suntem de partea ta. Nu prea bine deocamdată. Foarte bine se descurcă, invidioasă. Nu te mai lua după ea, crede. Nu supăr. Nu, nu pune botic. Bianca. Baxează-te. Ana. Sucule, cu mine n-ai vorbit niciodată așa. Tu m-ai enervat din prima. De ce să-ți mănânc? Ana, 500 de puncte, o consoană, te rog. B de la Bujor. Da. Ce-am vrut să zicem noi? E o variantă, dar... Dar și dacă ziceam noi, nu era bun. Deci tu gândește că noi am avut două variante. Proaste amândouă. Și două și 2000 de puncte, Juliana. Nu vă mai las după mine, doamnă. Nu vă mai las după mine. Cumpere o sau dai de roată, tu alegi. Dau o dată de roată. Hai, dai o dată de roată. Dă-i tare. Perfect. L, de la Liviu. Da. Liviu Vârciu, că tot a amintit de el. Ia uite, e cu noi în emisiune. Ce facem acum? Cu mopul? Ud? Da. Îl stoarcem. Dacă vrei, poți să atingi ecranul cu mopul. Și ud. Și pleacă și bursucul acasă. Facem asta? Nu? Bine. Am o idee mai bună. De ce te bagi peste castingul meu? Vreau o muzică frumoasă. Bianca, în pași de dans. Întoarcem lui ăla. Care? Ce? Uite cum se face. Nu așa, Bianca. Spune-mi ce întorc. Uite, nici nu știe pe unde să se duc. Și sus. Condiție în această emisiune. Da, deci prima probă a ratat-o. Cum a ratat, a fost foarte bine, mă. Pe mine mai luat vreodată așa de mână? Bianca. A, mai luat odată, da, când mi-ai cerut 2 milioane. Stai singură. Prima regulă și cea mai importantă în această emisiune. Trebuie să stai frumoasă în colțul acestui puzzle și să nu vorbești pe durata emisiunii. Doar atunci când ești întrebat. Astea-s bălării. Da? Atunci. Și a doua regulă, pentru că suntem la roată, trebuie să știe să facă roata. Ce să știm? Roata, să facă roata. Nu ți-aduce aminte că eu ți-am făcut roata când eram eu gimnastă? Ce ai făcut tu, mă? Nu mai ții minte. Poți să vii și poți să pleci. Este Nadia Comăneci. Nu mai ții minte, dar nu, asta era cu Vârciu. Le-am curat. Hai, noroc. Hai cu roata. Doamne, lasă-mă, fata, mă, cum s-o pui acum să facă roata prin platou, mă? O să vă fac o piruetă. Nu pot să fac roata. Foarte bine. Vezi să nu aluneci. Nu, ia uite. Bravo! Foarte frumos am vorbit. Frumos. Da. Ia uite ce frumos. Bravo. Ei, e foarte bine. Ați picat. N-a picat nimic. N-ai picat, ia. Nota 10 pentru piruietă. Dar răstrâng 2 pentru roată. Doamne, ferească, Doamne. Juliana. Mulțumim frumos. Juliana, câștigă tu. Dai o vocală, da, vrei o vocală sau mai dăm de rată? Mai dau o dată. Hai, dă-i, că da tare! Băi, uite, le, joacă-mi frutuțile, uite, le, băi, de le saropicile. 300, consoană, hai! Am ceva cu șu, deci vreau să fie pe tabel. Șu, șu. Băi, unde o duci, mă? Să vină la pet. Domnul, șu de la suricată.
Ghișe, nu e. Ok. Pazorul următor, poate. Pepe, Shondi, 3500 de puncte. Puteți totuși cumpăra o vocală, da, să vă ajutați? Da, eu zic să luăm o vocală. Simte-te bine. Nu. Faci ce vrei cu banii tăi. Aoleu. Zi. Păi nu știu, cred că o să iau vocala A. A. Ia să vedem. A de la Ana Maria Barnoschi, care va pleca într-o aventură. Ia uite. Cinci. Nevoie este domeniul... A, ce simplu e. V-ați prins, mă? Cine s-a prins mâna sus? Asta e, aute-i, aute-i. Zici că lucrează la rap. Și tu te-ai prins. Habar n-ai, îți spun eu. Doar te lauzi. Ursucule, dar n-a putea Ana să-și aleagă asistente în fiecare emisiune? Așa să ne ajute Dumnezeu. Bravo! Pepe și Andy, mai cumpărăm o vocală, dăm de roată sau am dat soluția? Eu nu știu soluția. Nici eu nu știu. Atunci mai cumpărăm o vocală să ne ajutăm, zic sau, eu. Sau dăm de roată sau cum, de roată. Cum vrei eu tu. Eu zic mai dar bine să cumpărăm. Dar de ce ai spus că tu joci prima rundă? Eu vreau să-ți dau încredere rău. În tine. Da? Nu, bine, mai dau o dată atunci. Mamă, ta. Mai dau o dată. Tare de tot, tare. 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 Constantine, Constantine. Mă mir și mă uit la de acolo, vezi exact, să nu spui vreuna de a fost. Da, ok. Hai, consoană. Simte-te bine. Uitați-vă deci... în puzzle și am nevoie de o consoană bună. Tu gândește-te doar că ăia mici așteaptă. Aoleu, Doamne, da, nu, stai, trebuie să ne gândim foarte bine. Hai, vă gândiți, mai aveți 5 secunde. Ce a zis la mică vrea? 5 secunde. 5. Parcă voia, ce vrea? 4. Laptop, telefon. Laptop, ia vezi. Ok, hai, vreți să vă ajut un pic? Da. Vreți să vă ajut? Da. Mai avem o singură consoană. Ah. Ah. Deci mai e una singură. Zif. Zic eu. Ț. Ț. De la Ț. Ț. Nu-i rău. Bine. Este! Pepe a spus un făgăraș de ț. Am zis zif. Da, zif. Faptură gingașa, am vrut să-i spună. Deci, și unde a spus ță și e bine, aveți 3500 de puncte. Dacă deci, vreți, puteți cumpăra o vocală să vă ajutați sau îmi dați soluția. Hai să cumpărăm un U. Nu, deci, apă da, un a, U, okay, U, da, ca da, să da, vedem da. Dacă excludem din partea noastră. Da, ok. Deci nu v-ați dat seama de soluție? Nu, am două variante și vreau U, să da? Văd U unde U, mai vine. U, da. Hai să vedem, U. Am două variante proaste. Nu e acolo. Eu vreau la al treilea cuvânt acolo. Mai luăm una? Avem 3000 de puncte, avem. Mai bine luăm decât să pierdem tot. Audiența e... Cum e mă audiența? Nu, dar nu știu ce e al treilea cuvânt. Lentă. A, dacă lentă. Nu ai asistentă. Audiența e lentă dacă nu ai asistentă. Cumpere vocală sau am dat soluția? Audiența e lentă. Păi nu văd altceva ce ar putea să fie. Asta e soluția. N-am. Audiența e lentă dacă nu ai asistentă. Hai să vedem. Audiența e lentă... Dacă nu ai e. Asistentă. Elentă. 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 M-a rupt la lenta acolo, deci nu la lentă. Mă, ce mă, lunte, ce vrea să zică, mă, acum dacă o pupăm pe frunte. Acum înțeles de ce m-au angajat pe mine la Teo, pentru că n-aveau asistentă. Am înțeles, e lentă, da. Pepe, n-are... Shondi, 3500 de puncte, hai la vitrină! Hai la vitrină! Doamnelor și domnilor, prima rândă câștigată de Shondi și de Pepe. 3500 de puncte, doamna Georgiana, ne auziți? Da, bună seara. Ce ne alegem, sărut mâna, cu mare drag? Ce ne alegem din vitrină? Un televizor. Un televizor, 2000 de puncte. O tabletă. Tableta, 1000 de puncte. Un calorifer electric. Taurus, 450 de puncte. Și un tensiometru. 50 de puncte de la Taurus. Felicitări, mulțumim, doamna Georgiana. De tot. Astea sunt premiile din prima rundă, bravo. Mergeți la locul vostru, iar noi, doamnelor și domnilor, cu sau fără Ana Maria Barnoschi, mergem în runda a doua!
Obiectiv îndeplinit până acum. Da. Nu foarte bucuroși. Acum cum putea să mai câștigăm și un telefon? Da, dacă nu... Bonus. Să fie pe bonus. Da. Ana. Ne distrăm de aici. Juliana. Avem un puzzle pentru voi. Puzzle-ul din runda a doua, puzzle de departajare. El arată fix așa. Ia uite-l ce... Noi nu participăm aici, nu? Nu. Ok. Ana, ia uite-o pe patroana asta cum s-a așezat. Mamă, dar se vede că e ultima ta ediție. Te-ai luat și aer de ăsta, te relaxezi, adică te bucuri practic de ultima ta emisiune. Așa a fost tot timpul, bursucule, dar nu m-ai observat. Da, acum te observ și să și rămână puțin doar de tine după ce pleci. Hai, te rog, domeniul. Domeniul este solicitare. Da, dar tu știi că eu știu ce vrei tu să faci, nu? Adică... Ce vreau să fac? Tu practic aduci niște fete frumoase pe aici pe care oricum nu o să le treci proba, că normal... Doar ca să ți se mărească ție salariul. De ce cobești? Eu nu cobesc, eu spun adevărul. Dar hai să intru în jocul tău, că oricum nu-ți dau o leafă mai mare. Ce se întâmplă dacă știu deja? Fiază, eu când dau start, tu apeși pe buton. Uite și Ana știe. Ne întrebăm... Da, că n-am dat start, nu mai am păsat. Deci dacă știi Ana, deja... săracă, e, ce faci? Dacă eu știi deja soluția, ne întrebăm cu cine ai vorbit. Juliana și Ana. Când spun start... Când spun start, am fac. Deci când o să spun eu start, da, când spui butonul, da, când o să spun, o să apară litere aleatoriu. Voi trebuie să apăsați pe buton. Care apasă prima, trebuie să-mi dea răspunsul pentru 800 de puncte. Ana, Juliana, atenție, doar în momentul în care eu o să dau start, până atunci nu. Da. Adică nu ne apucăm să apăsăm înainte să blocăm tot ce e aici, da? Doar în momentul în care o să dau start, literelor să apară. Ne pregătim, respirăm și spun... Atenție mare, cu mâna pe buton. Când zici tu start. Doar când spun eu start, da? Deci nu apăsăm aiurea să... Start! Start! Stop! Eu. Cerere de angajare. Albastru. Cerere de concediu. Oricum a fost albastru, nu roșu. Se vede ecranul, deci albastru a apăsat primul. Tu ai spus oricum cerere de angajare. Tu ai de spus concediu. Cerere de concediu. Fii atentă. Cerere de concediu am luat. Oricum erați de acord. Hai! Cerere de concediu este greșit. Și acum, Ana, poți să lași literele să curgă până ne apropiem de ultima. Apeși și îmi dai răspunsul. Start. Nu te grăbi. Stop! Cerere de angajare. Deci n-ai vrut să vezi și jos. Poate nu e angajare. Asta ar fi cel mai tare. Cerere de amânare. Angajare. Fiind patiser cu o fetaria, nu și-a cerere de aia de concediu. Ea pleacă și la revedere. La concediu. Exact. Ce să, dacă nu ești angajat, ce e concediu? Concediu m-am ești... venit că are nevoie de un concediu de odihnă. 800 de puncte, Ana. Și avem și un puzzle pentru tine. Iată-l. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este efect. Ce te strâng cu toate. Efect fără defect. Adică fix la ultima ta emisiune vrei să ne impresionezi pe toți. Ia uite mă, efect. Până acum dacă nu era ultima, dărâmai platou, bubuia vitrina, spărgeai un geam la mașină. Dar acum domeniul este efect. Ana, dă-i de roată. Cu efect. Plata mori se învârtește, ța, ța, ța. Inima se chinuiește, ța, ța, ța. Da. Efect, e bine că da. Ai bine că ai răspuns în puzzle-ul de departajare. Da. Juliana, dă-i de roată. Vrei tu să alci la mal, m-aș face râu, la umbra ta. Nu. De la mici. Da, nu de la nimic. Că da. Nu vreau să nu de la nimic. Bravo, hai, dă-i! Vreau să-mi spui...
cu mașina. Hai. 700. Consoană. M. M. De la nimic. De la mașină. Știi că ai mai încercat și în prima rundă același lucru. M de la mașină. Nu ți iese cu mașina. No. Pepe, dăm de rat. Bine. Power play! Power! Doamne, dacă te mai zbați, bă, băiatule, bă. Te-a luat și dansul, te-au luat toate calitățile tale în emisiunea asta. Ești ceva... Le-am avut tot timpul, bursucule. Da, le-ai uitat de câțiva ani, Bruce ți-ai adus azi aminte de ele. Pepe, Șondi, dăm ce de roată. Ce se întâmplă cu timp de un minut. Dăm de roată. Un minut? Timp de un minut. Papa, nu trebuie să dați tare. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi dați o consoană. E corectă, că e greșită. Da? Mai departe, adunăm puncte. Acum? Adunăm puncte. Dacă vă dați seama de soluție. Da. Nu. Într-un minut, ridicați mâna. Puncte. Exact. Ridicați mâna și spuneți, bă, știu. Na, dacă îmi dați soluția știu. Corectă, vă dau 3.000 de ron plus punctele acumulate. Bani acum. Da? Și vorbim noi la final în caz de ceva. Ok. Care dă de roată, care spune consoanele? Dai tu de roată că dai mai încet. Da, asta vreau, asta am pus eu să spun. Dai de roată tu că dai mai încet și eu spun repede când vorbim. Da, da, da. Și 3, 2, 1 și nu da tare, hai. Așa. Gata, uite aici. Hai, că am prins-o, hai. Așa. Las-o. Consoană. F de la Pepe. Hai, F, 500 de puncte. Mai avem 16 secunde. Următoarea. B. Care? B. B. A fost asta. A fost? B. B. Zi. D de la tâmpit. Și încă o dată. Și încă o dată, încă o dată. D de la tâmpit și... Și... Și power play încă o dată. Aoleu, nu! Nu o punem, nu o punem, era doar pentru... Dar poți să mai dai o dată acum când ai. Dar în momentul ăsta, oricum, ați acumulat 5200 de puncte power play! Acum putem da de roate și dacă se întoarce tot la power play, eu mai luăm o dată de la capăt. Mamă, și eu așa facem până la sfârșit. Bă, dar ce acolo că eu tot înțeleg, nu înțeleg nimic. Efect este domeniul. Dar chiar că e efect, nu, cu defect e. Putem cumpăra o vocală dacă vrem să ne ajutăm. Avem 5.000, chiar și două vocale, 5.200 de puncte. Știi cum e, mai bine crezi dai o mână. Crezi că putem cumpăra și să dăm după aia ca să nu spunem la nimeral așa? Da, hai să luăm. Hai să luăm, stai să vedem ce luăm. E, elegant așa. Oh. Mamă ce. Hai cu papa la sfârșit. Ai nimerit. Aha. Dar ce credeai că e Pepe? Mă gândeam că e vreo șmecherie cu mine pe acolo. Aha. Deci nu e Pepe, e papa. Dar Pepe cu virgulă. Mai luăm o vocală să ne ajutăm să fim siguri că e papa? Efect. 5. Hai să zicem 4. 3. Ce? Cumpără-mă o vocală să te ajuți. Bă, și-am crezut că știu soluția. Cumpără-mă o vocală, mă. Hai să mai luăm. Cumpără-mă o vocală. Zi. A. Mi-a căzut capul. Nu mă așteptam la asta. Și dacă o să cumpărăm și AU, cred că știu soluția după aia. Hai, cumpără și AU. Cumpărăm și AU.
De aici încolo o las pe șundis. Nu, stai. Nu, deci. Dăm de roată să mai adorăm niște puncte. Rău, deci 3700. Dai de roată, zici un. Nu, fii atent, pe de la Dumitru și după aia. Da, exact. Vreau să dau de roată. Mă, riscăm și nepții. Concentrează-te și dă de roată să învârt o dată să ajungi iar la power play. Mai am. Dar nu mai bine ziceam vocala, consoana aia. Și nu acum știu soluția. Acum. Noi abia așteptăm să vă alegeți un plic. Știu soluția! Da! Nu puteți să dăm înapoi? Trebuie să faceți pedeapsa. Hai, alegeți pedeapsa. Nu, tu o faci. Împreună o faceți. Unu, doi sau trei. Care o fi mai simplu? Doi, ca să o facem în doi. Bravo! Bravo! Ce mai vrei? Gata! Ai zis că îți dai demisia, mă descurc și singur. Aha. Ce? Ce-mi place! Haide, dă să văd și eu. Stimați telespectatori, acest moment va rămâne în istoria televiziunii din România. Ce ne une să văd? Vom... Shondi! Da. Ce Andra, ce Delia, vei fi cea mai cunoscută artistă de la lui, n-ai. Aoleo. Ceartă-te cu partenerul tău după ce ai inhalat heliu. Oh. Perfect! Perfect! Să inhalăm heliu? Dați heliu la băiatul! Eu nu atac. Eu niciodată n-am atacat. Eu nu atac. Deci okay. Atacă-mă. Ok. Shondi, 3... Tragi heliu. De, n-am făcut asta niciodată, nu știu tragi. Cum se face. Deci trebuie să tragi heliu. Lași heliu și faci așa. Așa. Hai. Și după aia spui ce simți. După încep să comentez. Să vorbești, da. 3, 2, 1 și. Doamne! Lasă Dumnezeu! Stai că mai am. Stai că am și să-ți spun ceva. Da, dar nici măcar nu v-aș iertat. Păi nu, stai puțin, că acum ne certăm. Păi ne certăm sau ce facem? De ce te ții și după alte foste? De ce nu te ții numai după fusta mea? Să pot face diferența. Și acum vrei să și cântăm? Și mai departe, zi, ceartă-te. Tu te ții după fusta mea, dar ți-ar plăcea și alta, te ții de fusta mea. Eu recunosc că mă țin și după fustele altora, dar mie îmi place de fusta ta. Nu te mai da după alte fuste, te rog eu frumos. Păi nu sunt chiar. Dacă eram chiar nu mă uitam, dar am privire, am ochi, am văd. Dacă se poate să trageți heliu. Maică mea. Ultimul balon. Băi, dar m-a luat cu amețeală, rău. Da, așa e de la heliu. Și vreau să faceți refrenul piesei voastre împreună cu heliu. Amândoi odată sau pe rând, cum vreți voi, voi vă stabiliți. Dar nu se lasă seara din nou. Da? Ok, hai. Trage ca lumea, trage ca lumea. Și. Când vine seara din roșu, vreau, fără el nu pot să stau. Culorile lor mă amețeau. Dacă se lasă seara din roșu, vrei. Știu. Jocul seducției. Știu. Culoarea dragostei. Stai puțin, baby, că vreau alte culori. Tu vrei alte flori, vise-ți la bujori. Doamne, Shondi și Pepe! Bine, aplauze! Bravo, hai! Mai dăm de roată, îmi dați soluția sau mai cumpărăm o vocală? Eu zic să mai dăm ca să mai luăm un dur. 3700 de puncte, atenție, fără faliment. Da, sau un cuvântul ăla, nu îl înțeleg. Bursucu. A, da? A, atunci e simplu. Hai să dăm. Na, hai să dăm. Yay! Iar la naiba am tine dragoste. Ce te ții mereu numai de mine. Tu ești pentru mine o pacoste. Și nu pot ca să mai scap de tine. Mașină! Thank you.
Cum sună? L de la Liviu. L de la Liviu. Sau bursucul L. Hop. Super, și asta e un sfert de mașină? Ce e asta? O treime. O treime. Ba, hai simte de bine, gata, hai că deja știi soluția. Deja știm mai soluția. 4200 de puncte, atenție, 4200. Și o treime din acest autoturism frumos, alb, Pepe, Shondi. Îmi dați soluția, da sau nu? Da. O singură dată, tare, clar și corect. Zi. Da. Gândește-te dacă e cu crătimă. Dacă Ana va pleca, bursucul va fi papa. Nu! Nu? Ai zis-o acum. Dacă Ana va pleca, bursucul va fi papa. Da. Nu știu dacă asta e soluția, dar să știi că așa este adevărat. Nu trebuia să te grăbești. Este! ...700 de puncte, dragilor, și o treime din acest autoturism. Mergem la vitrină, doamna Georgiana, haideți să ne luăm premii! Dragii mei, final de runda a doua, 4700 de puncte, același Pepe, aceiași Ondi câștigători, aceeași doamna Georgiana își alege produse. Mulțumim mult de tot, în cu primul rând. Cu mare drag, doamnă! Felicitări pentru ei! 4700 de puncte, ce ne alegem? Un telefon. Un smartphone, 1300 de puncte. Un frigider. Albatros, 2000 de puncte. O mașină de spălat. Stați. Aveți 1400 și asta e 1600. Fiți atentă cum facem. Mai una de 1300. Mai dau eu încă 200 de puncte și o luăm pe aia. Ce băiat! Mulțumim mult de tot. Bravo! Shondi, Pepe, mergeți la locul vostru. Doamna Georgiana, felicitări, doamnă! Dar, atenție, văd că sunt puși pe treabă copiii și ajungem în runda a treia. Primul puzzle de departajare l-ați ghici voi, cel de-al doilea Ana, cel de-al treilea puzzle ți-l dau ție direct. Ia uite-l. Puzzle-ul din runda a treia. A, pe noi nici nu mai participăm că... Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este ierarhie. Ierarhie. Te rog. Picăm pe mașină, prima oară am ratat-o, ia să vedem a doua oară. Mă de la mașină. A treia oară când spun mă de la mașină. Dacă din atâtea nu e mâu. Imposibil. Părească Dumnezeu. Da, doamnelor și domnilor, o fire sociabilă, pasionată de make-up, de dans, studentă și cu iubit, Roxana! Bine la soție! Bună, Roxana! Bună, bursuc! Stilul secretar, îmi place! E rău! De cât timp ai iubit? Chiar vrei să-ți spun? Băi, ia v-a prins, bă, subiectul! Ele, băi! Cine mai a aici controlul? Aveau alte chiar dorințe. Chiar vrei să-ți spun de cât timp? Nu. Mai bine. Nu ne interesează chiar de mai cât timp ai iubit. Mai bine, pentru că după aia mie că... Te sperii. De două zile? Nu. 24 de ore. Nu. 24 de ani. Prea băgăcioasă. Băi, ce băgăcioasă, mă! Lasă-o, mă, în pace, mă, n-a venit fata. Păi tu ne sperii din prima, mă! Lasă fata să uite, abia a venit. Deci de când ai iubit? De 7 ani, aproape. De 7 ani?
21. Da, am fost mai grăbită. Grăbită, bă, băiatule. Pe de o parte, pe de altă parte, sincer. Ursucule, nu-mi place, îmi râde, nu râde natural. Nu râde natural? Nu râde natural. De ce, mă, nu râde natural? Ia să-mi dea o probă de râs. Păi spune-mi o glumă. Bravo! Bravo! De cum, băieții, o glumă? Ana are sârbit. Că n-am înțeles ce a zis. Nu știu, dar ești profesionistă, pe râs. Roxana, da? Sper să te simți bine pe la noi. Sigur că da. O să te rog să întorci litere de fiecare dată când apar. Ce înălțime ai? 1,75. Prea înaltă. Și cât vrei, mă, să aibă? 1,62? Păi mă, îi spune că n-ajungea să-mi toată... 70, bursucule. Săptămâna viitoare vreau să fiu mecanic și trebuie să încap sub mașină, să... Ana, deci tu cauți pe cineva după chipul și asemănarea ta? Cel puțin. Se poate mai mult? Încercăm. Nu se poate. Iertați-mă o secundă, că tot aveți dialogul ăsta. Da. Și că tu ai descoperit-o pe această ființă umană. Da, da. Mai cunoști ceva în zona? Adică... Eu am, da. Da? Am, da. Hai. Da, să ne prietenim mai bine de asta. E, adică se, după chimul și asemănare, adică... Da. Chiar mai bine. Altă generație. Alo, adică ce vorbiți anul acolo? De fabricație mai... mai da, n-are kilometri dați înapoi. Zero. Sucule, trebuie să înceapă jocul. Ia uite, nu-i convine, nu-i convine. Poate asta are treaba aici. Stai, dragă, că te-a descoperit Pepe pe tine, stai să vedem ce mai nu are în portofoliu. Nu i-am făcut cunoștință cu Vârciu. Nu? Eu i-am făcut cunoștință. A, știu, cu știu, mi-ai povestit, da. Acum, bursucule, și Pepe are o vârstă, nu mai vede bine. Oh. Da, dar simte. Cu ochii închiși le simt. Și mai e un lucru. Pe ăsta doar tineretul mai ține în viață. Atât. Tu-l vezi? Ce crezi? Are momentan pot. Pot. Hai. Roxana, da. Relaxează-te, dragă totul mea, o să fie bine. La glumele astea trebuia să râzi, iar ai ah! Nici tu nu ai râs. Ok, rămăsesem cu jocul la... De câte știu a dat, ea și-a răspuns greșit. A dat mâșa, ai greșit, bravo. Da. Atunci mergem la Pepe, hai, gat. Pepe și șoze. Mai departe! Și... Este, mă! Rotarule, ce îi sclipesc cu ochii, bă, băiatule. Deci când am deschis valiza și unde a făcut așa, uuuu. Că nu știu ce înseamnă treaba asta. Bani. Nu știi ce înseamnă? Ba știu ce înseamnă, știu că-s bani, mulți dar bani, mulți ce înseamnă? Că 10.000 aici... de ron cash înseamnă. Nu ți arată niciodată bani. Rotaru? Râde la Rotaru! Râde la Rotaru, ia să vedem. Yes! Oh! Câștigător, domnul... Pentru a câștiga banii... Va trebui ca voi să-mi dați soluția la finalul rundei. E foarte simplu, din momentul ăsta banii stai aici, pac, pac. A, bine ar fi urât față de colegi, ar trebui să câștige și ele. Poți să ne dai 500 și renunțăm? Aș vrea să pun o presiune. Asta zic. Dar totuși dați de roată și fără faliment. Dar sunt de aia tragi la nu? Da. Am văzut că sunt prea mulți de-s. Da, asta sunt... Hai, dăm de roată, da? Să știi că e prea clasic, trebuie să-ți dau un ciocan ceva. Măi, Barnoschi, termină cu prostii. Iar vorbiți despre ciocan? Bursucule, vrei să-i dai tu? Cum? Păi tu ești nebună la... Nu te mai băga peste treburile mele.
Vezi că ți-a sărit decolteul, Barnoschi. A luat-o la dreapta. N-a luat-o bursucule. Ia uite ce bine stă. Să-i dai și ei adresa de la medicul la care ai fost. Acum putem să dăm de rat. Bine! Era bună mașina aia. Consoană! Te rog! O consoană. C. De la Cătălin. De la caută asistentă. Nu cred, nu este C. Nu, o. C de la ciocan. Nu este. Ups. Ana. Gata. Dă-i drat. Mergem mai departe. Consoană. N de la Nicolae. Bine! Asta n-a vrut. N-a vrut cu ciocanul. Păi scuze, și dacă trebuie să dea și ultima... Ah, mai e o de aia de mașină, gata, scuze. Mai e. Mai era una, gata. Hai. Ok. Te consoană. P. De la Paul. Alo. Alo. Așa. Mai bine? Mult mai bine. Înțelegeam de ce am transpirat. Doar să nu te ia emoția să dai cu ciocanul. Nu-i treaba ta. 1300. Cumpărăm o vocală sau dăm drat? De unde? Hai. Eu ți-am spus că nu vrei să te uiți deloc la acul roșu, acul tău. Avem 3 plicuri pentru tine, Ana. Le țin mai în stânga, bursucule, că nu se văd pe fundalul rochiei. 3. Uite, draga mea, citește. Am și probă de citit. La examen. Aha. Acu-i atunci. Freacă-ți... No! Ei! Nici n-ai venit bine și ai început cu freacă, ce n-ai, bă, băi? Păi am înțeles că asta e proba, trebuie să știu să... Mă frec eu de tine. Te frec. Ce mă faci? Cum? Ce mă face? Ce vrei, fetiță? Cred că... Să plec să nu vă mai încurc? Hai să aflăm... Trecem peste frecușul ăsta. Inutil. Că mie nu mi-ar de dorit. Hai că frecăm Duda, iurea. Hai, nu revenim, că mie nu mi-ar de dorit. Da. Îmi permiți? Mamă, Barnoschi, când vreodată m-ai întrebat tu dacă îți permit ceva? Doamne, Dumnezeu! Păi ți-ai permis tu cam multe. Dacă eu mi-am permis tu, Barnoschi... Ce să zic? Citim și noi pedeapsa. Zi. Freacă-ți... Băi, te rog eu frumos. Băi, tot aici am rămas. Măi, Barnoschi, dar cum să pui o pedeapsă ca asta, mă? Să vezi ce o să pună ea dacă o să fie în locul meu. E multă muncă aici. Freacă-ți rigla de păr și adună confeti de pe jos. Bine că nu-mi frec altceva, asta e simplu. Da. Hai, Ana. Vino încoa. Cu fața încolo. Perfect. Îți vom aduce o riglă. Te freci bine cu ea de păr. Ca să se... De păr.
ca să se electrizeze. Normal că de păr, că doar așa? De păr. Și acum, ia fii atent. Ce ar face Barnoschi în momentul în care ea simte să arunce confetile? Cum crezi tu că le va arunca? 3, 2, 1 și Barnoschi. Iată. Perfect. Și acum trebuie adunate de pe jos și puse în bolul lui Barnoschi. Cu asta? Cu ăla. Să înceapă muzica. Și de ce am frecat-o degeaba? Acum o mai freci aduni. Freci aduni. De păr ai zis, da? De păr. A, trebuie să frec. Mai freacă, mai freacă. Foarte bine. Freacă. Să vezi acum. Ultima, asta e ultima, fiată. De păr. Aplauze pentru Ana, bravo! Hai, Ana, dăm de la asta și... Tare, te rog! Nemulțumitul lui Seadar, 1000 de puncte sunt bune. Da. Consoană? S de la... Șarpe. Șoricel. Șoare sau șoarece. Da. Bine! 4300 de puncte, Ana. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Cumpărăm o vocală. Ia zi. A. Bine! Mai cumpărăm una sau dăm de rată? Lasă ciocanul. M-am hotărât să mă fac tâmplar. Bravo! Și atunci ce cauți aici? Păi am venit să vă împărtășesc. A, sunteți... ai simțit așa nevoia asta? Da. Da, ca la preot. Da. M-ai văzut în negru așa și ai zis, bă... Păi m-am asortat cu tine. Spovedește-te, mă. Asta am... Nu te poți împărtăși așa. Tata încearcă, dar copiază. Îmi vine să spun ce am pe suflet. Întoarcem literele alea sau până te faci de tâmplar? Tot sau cu apoi... ciocanul? Întoarcem nu, cu mâna, alea, nu cu ciocanul! Te iei după Barnoschi. Cu mâna! Zi, Ana, ce facem? Mai ai vreo probă pentru domnișoara când se închide la tâmplărie? Da, da, am proba de cântat fals. Ce-a făcut? Facem și noi audiență, de ce să speriem? Ana Maria Baron, ce-i vrea să cânte viitoarea noastră colegă? Piesa clasică Trandafir de la Moldova. Să cânte, zic! Te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova. Te-aș iubi, dar nu știu vorba. Munca lungă, iarba e verde. Te-aș iubi, nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat. Măi, ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir. Trandafir, Moldova. Bravo! Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Barnoschi! Barnoschi! Aici o pic eu. Mi-e suficientă una. Te putea și mai rău. Da, ia du-te tu și arată-i. Du-te tu și arată-i, Barnoschi, ia. E, păi nu vă arăt eu. Să clatină sigur postul ei. Fii atent. Fii atent cum moare. Băi, moare și așa n-are. Trandafir!
Mai, mai. Succes! Mulțumesc! Ana! E entertainment sau ce? Ana! Da? Cumpărăm o vocală sau dăm de rat? Cumpărăm o vocală. Ia zi! E! E! Undeva trebuie să fie. Ce facem acum? Dăm de roată. Ana, zorile se va lăsa. Nu, că și ăștia au cântat cu, în ton cu energia noastră de acum. Ana, dăm tu o consoană. Te la taci puțin. Tă? Te la taci puțin. Păi nu tac eu, ce dracu, de-aia ați plătit. Dă-i, tă! Și gata. Este! 5100 de puncte și o treime din acest autoturism. Ana, dăm de rată, mai cumpărăm o vocală sau îmi dai soluția? Dau soluția. O singură dată, tare, clar și corect, pentru 5600 de puncte. Zi, Ana. Asistenta la televizor e peste prezentator. Adică Ana Maria peste tine, cum ar veni. Corect. Așa zic eu. O fi bun. Așa, n-o fi? Vedem? Asistenta la televizor e peste prezentator. Am, pom, pom. Nu, asistenta de televizor e peste prezentator? E peste de la e sân. E peste prezentator. Da sau nu pentru 5600 de puncte, Ana? Răspunsul tău este... Dați-mi mie plăcuța aia cu banii. Sau pune tu pe la 400 direct. Ce te mai... La 400? A, acolo frumos. Mă, trebuie să câștige. A, așa. Iar tu, Ana, ai 5600 de puncte, o treime din autoturism și merge la vitrină. Hai! Runda a treia, stimați telespectatori, câștigată de Ana, 5000. Și câte puncte mai știi? 600. E sigură? 5600, bravo! Și o treime din acest autoturism. Hai să vedem ce ne alegem! Zi! Un telefon. Un smartphone, 1300 de puncte, bravo! Un laptop. 2000 de puncte! Un televizor. 2000 de puncte, până acum avem 5300 deja. Mai avem 300 de puncte. Ce aș putea să-ți dau eu ție de 300 de puncte să te fac fericit? O râșniță de cafea să beau la televizor. Perfect. Să mă uit la roata norocului. Samus, 50 de puncte. Mai avem 250, îți dau un blender? Nu, că trebuie să fac treabă, trebuie să fac mâncare, altceva mai mic acolo. Ce avem? Boxe? Mixer? Bucării. Mixer, da. Da? Da, da. 100 da. De puncte, mixer Samus. Mai avem 150 de puncte. Acolo sus ce avem la 150? Blender, de la Albatros, ăla e. Vi-l dau, e păcat de el. Vi-l dau? Da. E păcat de el, da? Bravo, hai să-l stăpânii sănătoasă! 150 de puncte Albatros! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe în runda a patra! Dragii mei, fiecare dintre voi are câte o plăcuță. Avem două plăcuțe de autoturism pe roată. Dacă cineva câștigă două plăcuțe dintre voi și îmi dă și soluția, plecați cu mașina acasă. Și cu banii aia cum facem? Cu banii ăștia, ca să luăm iar plăcuța aia, ai dat, știi, și... A, deci am pierdut. Da, nu mai. A, deci nu, a? Bine!
Poți să faci tu un gest, Pepe, adică... Înțelegem. Ce naiba. Dai jumate de aici și îți las valiza. Până atunci însă am un puzzle de departajare. Puzzle-ul din runda a patra. Iată-l. Avem și un domeniu. Domeniul este? Domeniul este modificare. Toată lumea joacă modificare. Mâna pe buton, atenție, start! Modificare, mâna pe buton, toată lumea. Cine începe runda a patra? Modificare, atenție... Multe litere, multe consoane, multe vocale. Iar răspunsul corect? Stop, Pepe! Asta că e... Și mie mi s-a pus, sincer. Reorganizarea societății. Oh, bravo! Foarte deștept. Glumă, glumă, da. Ai ce l-ați bănuit? Glumă, glumă, dar foarte deștept. Glumate e înăuntru? Cea mai bună glumă a serii! O aveam atât de prost, da, nu e! Scuze, da, S-a liniștită. S-a rupt și gând. După aia mi-am dat seama ce aici. Scuze. Ia mai zi o dată, mă, să văd dacă te ține inteligența până la final. Te-a păsat semn chiar înainte să apare vreo două cuvinte. Ce crezi? Genial, prostul! Reorganizarea societății, băi! Zic și eu. Și vezi că e și corect! Foarte bun! Pepe... Acest răspuns ți-aș da și 1000 de puncte, sincer, dacă pot. Las. Și atunci, lasă, uite, să-ți dau un puzzle pentru runda a patra. Mulțumesc. El arată așa. Chiar nu mă așteptam. Dar nici eu, sincer, că eu am crezut că am terminat și dintr-o dată să-ți mai dăm un puzzle, să mai aduni nici eu. Mult succes. Mulțumesc. Dacă încep cu M, iar, cred că nu o să fie bine. Așa. Am un domeniu pentru Pepe. Doar pentru Pepe? Domeniul este mărire. Mărire. Doar pentru Pepe? Și acum ai zis doar tu sau cum? Vreau și eu să mai... Vreau și să mai dau o dată de mare. Ia, dă-i de rău. Acum? Da, exact. Exact, da, dai când vrei. Tare, hai! Un pic mai tare. Mașină. 300, consoană. Consoană. Ia zi tu, Șândia. Hai să ne jucăm. R, mă, bravo. Râd de la reorganizarea societății. Da. Hai, dă-i de rată, Șandi, dar tare, vreau deci să dai mai tare. Tare. Mai tare, hai. Tare, așa, tare, așa. Tare. Eu am vrut să dau mai încet. Vezi dacă dădeam mai încet? Da, dacă ai vrut mai tare. Vezi, uite, n-am lăsat-o noi. 1, 2 sau 3. E pedeapsa ta. Singură? Și că e pedeapsa ta. E pedeapsa mea că ce? Că tu i-ai spus că bine, hai, dă, e ok cum spune bursucul, dă mai tare. Și eu, de fapt, vreau să dau mai încet. Cine a dat de roată? 1, 2 sau 3? 3. Bine. Asta. Dar nu o fac numai eu. Nu, faceți, faceți toți trei. Trei. E rău? Bea 5 shoturi de zeamă de varză. Ai de capul meu. Rău, da, scârbă. Adică două jumate. Două jumate adică eu, două jumate Pepe. Nu adică tu trei Pepe două, ca așa e. Dar auzi trei cu trei, că facem noi șase. Hai, veniți încoace. Ai de capul meu. Poate vă era sete. A pizza după merge. Zeamă de varză, zeamă de varză sau? Da, zeamă de varză. Sau apă. Nu era. Dacă vii după un șpriș, știi cum intra astea? Eu vin tot timpul după șpriș. Dar nu le împărțim toți? Nu. Ia, vezi, bă, ce înseamnă inimă. Poate visete. Vrei să zic ceva? Eu le plătesc la final, nu? Că așa, eu așa fac. Eu după ce nu plătesc. Hot play! 3, 2, 1 și... Te pupă, fratele, să rămână. Doamne ajută-mă. Mai ajută-mă, mulțumesc. Doamne ajută-mă.
Hai, sora mea! Hai, șatu-i, șatu-i. Ia te uite așa, doar asta. Doamne, Doamne ajută! Să ne meargă bine! Lămâie, n-aveți? Bun. Mai adu-o tură! Ah! Bun! Bun. Bun. Îmi pare Sper rău. Să nu ne încurcați data viitoare să ne dați borș de tăruțe. Oricum n-a fost vina mea. N-a fost vina ta. A fost foarte bună. Da, măi, ok, acum ne ia să jumătate oră. E vorba cum te ai, de aia ce se simte. Dăm tot noi, nu? Da, bineînțeles. Nu, acum dai tu. Nu, acum dai tu. Acolo unde e cu negru. Dau eu, da? Tare! Păi n-am putut să nu beau cu tine, că de fiecare dată când am băut m-am simțit bine. Da. Și da. Acum văd un pahar și ești în preajmă, e păcat de el, adică... Păi, știi, știi care a fost greșeala la combinația asta? Trebuia mai rece. Da. Păi și un pic de... Da, chiar nu a fost rău, mie oricum îmi era sete. Da. Deci acum mă simt mult mai bine. Da, mai altceva. O să vă spun o consoană, nu? Să vezi acum ce sete s-o zic. Și o să spun pe una de a fost spusă și a fost cu ghinion. M. B. De la mașină. De la mine. De la mine, ia. Am distrus... Ghinionul, mulțumesc. Ghinionul ăsta. Hai departe, da? Și... Liberă la mare, stau cu tine de soare. Te iubim, pe disipul fierbinte, nu mai sunt o bărbunte. Zici sau? Da, zic, tu. De la Taur, că mi-am mai zis odată. Da. Bine. Bine, hai! Hai, tu. Deci eu acum dau cum vreau eu. Trebuie să dai mai tare ca altfel te-ntâi exact să dai. Cum vrei tu. Aole! Să fii sigură că ei, de puncte. Să fii sigură că ei 1500 de puncte. Zici gândește-te tu. Foarte clar. Nu, cea mai bună plăcuță. Cele mai multe puncte de pe roată. 1500. Dacă îmi dai o consoană care se repetă de mai multe ori, ne putem îmbogăți. Deci dacă avem consoana pe care tu mi-o dai de 3 ori, avem 4500 de puncte dintr-un foc. Consoana. Zic eu? Da. Pe care voi mi-o dați... Este... Ia să vezi că știe. D de la Dumitru. D de la Dumitru. Scuze, era rândul ei. Cum să nu fie? Din păcate, nu. Nu. Ana. Și fiți atenți că era alta soluția și acum au schimbat soluția să nu ne dea nouă. Îți dai seama că sunt acum și cum te schimbă. Variante, știi? Hai să nu mai dăm varianta asta, să o dăm pe asta la altă. A pus D. Aoleu, D era de 6 ori. Nebun, schimbă, schimbă. Bravo, oricum, felicitări, Șondi, ai dat foarte bine. Mulțumesc. Hai, Ana. Tare, și... Unde mai pedepsă? Oh, wow, wow, oh, e vară, vară, soară, vară, oh, wow. ...500 de puncte... Norocoasă! A fost aproape de faliment. De la Nicolae. N, de la Nicolae. Oh, oh. Cum era să seama asta la 1500? Plecam acasă. Asta la 1500 era gaură în buget. Ambițioasă, amuzantă... Iar încep. Ups. Nu are iubit... Este studentă și dansează senzațional, Ștefania! Bună, Ștefania! Bună! Bine ai venit pe la noi! Da! Dansezi senzațional? Cu asta te ocupi? Ești dansatoare? Nu. Sau e doar o pasiune? E doar o pasiune. O pasiune. Îți place să dansezi? Da.
De ce? De ce ți-ai dorit să fii la noi în emisiune, în locul Anei? Consider că m-aș descurca. Da? Da. Așa, adică le adică faci față... Adică nu e greu ce face Ana sau da. Ce? Alo, domnul Pepe, nu... crezi că te poți descurca cu atâția băieți din band să-i înțelegi, să-i accepti? Să... Cu siguranță. Sunt foarte dificil, să știi. Și eu sunt mai dificilă. Adică Ana nu-i bagă în seamă deloc, de exemplu. Nici eu. Fix pentru e a nu se... Dificilă. Sunt dificilă, da. Nu e mă dificilă ea, ei sunt dificili. Și eu mai dificilă. Ah. Da. E scuze. Și mai dificilă. Da. Vrei să ne dansezi ceva? Da, dar singură nu pot. Dar cu cine am vrei nevoie să de ajutor. Du-te, mă, bursucule, că tu știi cu dansul, că vorba aia, da. Te știu, coregraf renumit, du-te. Da. Da, da, ce să mai... Du-te, du-te. Vorbești tu cu soacră mea după asta. Du-te, du-te. Auzi? Fiară. Eu dansez cu ea dacă ne cânti tu. Bun, bun, frumos. Bun. Te rog. Și ce să vă cânt? Un vals? Da, pe aia, aia de-i place lui Fimea. Da. Iubesc. Iubesc. Băgați repede un playback de pe YouTube. Bagă repede un playback de pe YouTube, auzi. Da, ții că nu-i problem. Domnul Bursuc. Deci ne cânti tu, da? Iau un microfon, mă duc acolo. Un playback elegant. Nu, voi sunteți în prim plan, tu ești coregraful. Deci voi, deci, e important pentru ea. Pentru... De încălzire, așa. Da. Da, vezi cum o să plângă Fimea în fața televizorului. Să trăiască. Să arăt mâna, mulțumesc la fel. Doamnelor și domnilor, Pepe și... Prezint totul frumos. Și... Și... Zi-mă numele lui Vita, că nu mă bag eu. Pepe și... Și Rosa. Vezi, ce frumos. Bravo, domnule. Mulțumesc. Cu mare drag, mulțumesc. Eu mulțumesc. Excepțional, excepțional. Bravo, fetelor. Foarte bine v-ați descurcat, Foarte bine, Balnoschi. Bravo, bravo, Balnoschi. Bravo, bravo. Ai dansat ca și cum e bravo. Prima oară, bravo. Felicitări Foarte și ție, bine. Bravo. Foarte frumos. Foarte mulțumesc. Bine. Băi, Balnoschi. Uite, cât am dansat cu tine, mi-am dat seama că trebuie să iau cererea asta de demisie și să rezolvăm problema. Gata. Ajunge. Atâtea sezoane, atâtea... Ai dansat bine, s-a mișcat și domnișoara. Eu zic că e momentul. Ești pregătită? Da, te rog, normal. Uite-te în cameră. Pregătită. Ce cameră aveai la emisiunea asta? Aveai o camera ta? 1. Camera 1. Eu sunt numărul 1. Du-te în fața aici, te rog. Tu și cu Ana Maria Prodan. Așa? Alex, dacă se poate, vreau să auzim ultimele cuvinte ale Anei în această emisiune. Îți mulțumim mult oricum pentru tot și ne pupăm și la final. Încă o dată aplauze pentru Ana. Au fost 7 ani cu mine și mulți ani aici. În platou. A venit momentul să ne luăm la revedere. Să-ți dorim tot ce e mai bun. Să ai grijă de tine. Mă fac să plâng, bursucule. Și nu în ultimul rând, să nu ne uiți niciodată. Ana, camera aia este acolo, este a ta. Spune-ți ultimele tale cuvinte de la roata norocului. Peste tot unde mă duc, eu te port în piept, bursuc. Te-am purtat și azi și ieri. De asta nu plec nicăieri. Dansez ca peștele în acvariu, fiindcă tu-mi dublezi salariu. Mulțumesc. Masele spectatori au fost ani frumoși petrecuți împreună, cu bune, cu rele, momente în care ne-am supărat unul pe celălalt, momente în care am râs împreună, momente în care am plâns împreună. Separat? Momente când am dat mașina asta, când am dat cei 10.000 de ron cash. Și vreau să-ți mulțumesc pentru toți acești ani în care mi-ai fost alături, în care m-ai suportat, în care te-am suportat. Și sper să fii o mamă bună pentru copiii tăi, să ai grijă de tine și de tot ce vei face tu de acum încolo în viața ta.
Iar aplauzele astea toate sunt pentru tine. Mulțumesc! Dincolo de premii și de glume, ești cel mai tare bursuc din lume! Și acum dublează în salariu, da? Da. Și acum, stimați telespectatori, cererea de demisie este la mine. A venit momentul să o semnăm. Până la urmă, gluma e glumă, dar tot te dau afară. Așa că, ne pixul, te rog. Aveam nevoie de pix. Să poți să semnez. Pixul, că te dau afară. Nu ți l-am dat. Păi nu știu unde e, că mi-a dispărut. Până faci tu rost de pix, hai că mă mai joc eu un pic. Mulțumim mult de tot, mulțumim din suflet. Te sună Ana să-ți spună care e programul. Mulțumim mult, te pupăm. Ana, tu fă rost de pix să semnezi cererea. Ana, eram la tine, 2500 de puncte. Ce facem acum? Cumpărăm o vocală. Ia zi. A. Bine. Ce facem acum? Dăm de roată. Hai. Toată lumea lansează cu pite. Nu mai zice să dăm să vă amândoi. Mișcă-ți brațele, uite de tine. Toată lumea lansează cu noi. Mașină! Ana, draga mea, o consoană corectă, ridicăm cea de-a doua plăcuță și mai avem una singură de luat. Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit. Mărire este domeniul. S. De la săpun. La sfârșit. Este! Trei, mai avem nevoie de una. O avem, mulțumim frumos. Ce facem, Ana? Mergem după cea de-a treia plăcuță? O avem. Nu, o avem, din păcate. Toate trei trebuie să fie la tine. Uite, mai una pe roată acolo. Da. Dăm după ea? 2500 de puncte, mai cumpărăm o vocală? Pixu, Barnoschi. Eu nu uit. Cumpărăm o vocală. Ia zi. O. De la Oaie. Be. Dacă mă auzea, fii mea mă corecta și zicea, tati, oaia face me, nu be. Hai. Dăm de roată. Trei și... Asta o să mă întreb. Foarte simplu, dăm o consoană corectă și avem dublă șansă în runda asta. Jokerul te salvează de absolut orice, mai puțin de pedeapsă. O consoană corectă? Da! Doar atât? Da, bravo! Ne încurcăm. E misiune simplă aici. Cât de la roată? Domnul, că e o leșință moară. Wow. Ești cât de la roată! Na! Că nu e. N-a fost că? Păi cum să fie cât de la roată? Ai, nu am glumit, apropo de ce a fost înainte. Și eu am glumit, dar nu e cât, nu, nu te ia. N-a fost altă treabă. Nu, că nu e cât, nu e. Hai, mă, Ana, cine nu e. Juliana, ce faci? Mi-a luat Pepe ghinionul cu umă. Te-ai simțit bine pe la noi, nu? Da. A fost drăguț, oamenii s-au simțit bine. Dar am încredere, acum că aș și eu, ce ai? Dacă vrei, îți dau două soluții. E diferență de o vocală. Diferență de vocală, serios. Hai de capul meu! Doamne ajută, hai! Ț. De la țap. Țap! O, te țap! Bun. Hai, vino iar în gara noastră mică. Privește-mă să vezi cum mi-e de
Fii atentă, draga mea. Împreună ne vom distra. Ok. Ia să promis. Vezi. Le-a ales pe alea nasoale roșii. 1, 2 sau 3, Julian? 2. Bravo. Bravo. Mi-ai promis că ne distrăm împreună. Da. 2, 2 și o să râdem amândoi. Împreună. Hai. Au. Mă pregătesc. E și îmbrăcată frumos și are și ruj roșu. E în rochie? Da. Da. Oh. Oh. Fă 10 flotări. Hai să, să ne distrăm. Stai că acum vine partea interesantă. Da. Cu un clopot de vacă la gât. Mamă, un butoi de varză, 20 de lei. Ce crezi, bursucule? Eu îți spun clopotul, da? Aia era durerea ta. Ce crezi, m-am gândit că o să-mi dai o pedeapsă, așa că rochea e de fapt pantalon. E de fapt pantalon. Mamă, deci le... Clopotul e de fapt talangă, deci... Ai, de se mai mine. Întâmplă și la case mai mari. În viața mea n-am dat un colier în emisiune în direct. Mă bucur că sunt prima. Da. Oh. Juliana, să-l stăpânești sănătos. Flotări cu fața unde încolo. Dacă vrei, te poți descălța. Dacă... Auzi, n-aș putea să fac genoflexiuni? Ghișe, nu. Ah, nu cooperez deloc. Da, e, nu. Mă. Mai hai cooperez, dar din când în când. Băieți! Să ne plimbăm împreună. Una, două, până jos, trei, patru, acum s-aude clopotul. Cinci, șase, șase, șapte, șapte, opt, nouă, zece. Vrei să-mi-l dai tot tu jos? Juliana! Da. Mulțumim frumos! Poți să-l dai singură jos. Bravo! Aplauze pentru Juliana! Ce-ți dorești acum? Să cumperi o bocală, să dai de roată? Vreau să mai dai niște puncte. Îți dau dacă dai de roată. Da, da, dai de roată și îți dau puncte. E, da, asta e problema noastră. Ia uzi. Când vara asta fac eu ce-mi trece prin gata. Mă încalz doftic. Acum ai tot timpul să duci băcuța la păscut. Pepe. A, avem și puncte. 2100. Dăm după mașină, nicio șansă nu mai avem. Cum mai? Oh, mai. Păi, no, ce să cala plăcuța. Eu știu soluția, dar fac eu să cadou. Nu mă curc, știi? Și aș vrea să cumpăr un I. Dăm de roată după puncte? Dăm de roată sau dăm soluția? Păi și dacă dăm de roată, putem adunăm să... puncte. Doar adunăm puncte și putem să zicem și soluția, nu? Da. Păi mai bine dăm de roată, nu? Bine, dacă dați faliment... Ah, stai că... Simte-te bine, da? Ce suntem bine. Dar trebuie să dai tare, da? Uite, da. Unde să câștigăm, le-am luat tot ce au vrut. Deci dau tare, da? Tare, trebuie să treci peste tare. Banii și fetele. Șondi, da. Uite unde e falimentul, să da, dai peste îndai tare. Da. Tic 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 tic. Aia e. Am câștigat două ture, adică, pomor. 2000 de puncte, putem merge după mașină. Cumperi o vocală sau îmi dai soluția? Poți da tare o dată de rată. Zic eu. Da tare, uite unde e mașina, trebuie să învârt o dată și ceva. Suzana. Consoană. P. P. De la Paul. Este. 2400 de puncte. Ce facem acum?
cumpărăm o vocală? E. Bine. 1900 de puncte, îmi dai soluția, mai cumperi o vocală sau mai dăm o dată de roata, Ana? Nu uita că ai două treimi din acest autoturism, șansa de a merge după mașină. 5. 4. Dau soluția. Nu mergem după mașină. Ana. Deci dacă dă direct la mașină, acum ia mașina? Da. Dacă dă acum direct la plăcuța de mașină, îmi dai o consoană. Vreo talangă de aia de gât. Deci dacă acum nimerești pe plăcuța aia... Mai ales că știi soluția. Dai o consoană. Eu te întreb. Ridicăm plăcuța. Dacă ajunge la mașină și dă o consoană pe care o știe că de asta dădea soluția, ridicăm, ia mașina. Ridicăm, soluția și pleacă cu mașina acasă. Ferească Dumnezeu, aș fi dat cu ochii închiși. Acum nu mă bag, na. Ana. Dai? E sigură? Da. Dacă ai dat faliment, ai pierdut-o. A sucit? Jumate. Uite, vezi cum bași bățul între gard? Jumate te lasă. S-ar putea să dea joker sau 1500. Ia gândește-te dacă dă după și ajunge la 1500 sau la joker. Nu, asta vreau să-i zic. Dacă poți să dau mai încet, să încerc să opresc acolo. Poți să dai mai încet, poți să dai jumătate. Încearcă să dai direct la mașină. Păi lasă, nu trebuie să dea doar o tură. Nu, te las să dai jumătate. Ok, asta îmi trebuie. Hai. Da. Hai. Aplauze. 5. 4. 3. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răspundesc, nu mai rezist. Mai am o șansă, nu? Mai am o șansă. Pe de ce? 800? Mai tare data viitoare. Nu contează, dar încă 800 de puncte pe cur. Consoană. B. Așa. B. De la tine. De la bursuc. De la bani. Bun! Ana. A? Mai dăm o dată? Acum cum facem? Trebuie să dai tare, să se învârte o dată și ceva. Și dacă trece puțin și ajunge la 1500 și mai 1500 de puncte, ia gândește-te tu. Trebuie să dai tare. Mamă, Pepe. Eu am deștept, deci, da. Tare trebuie să dai. Dacă dai după mașină, trebuie să dai tare. Acum, dacă nu, cumperi o vocală sau îmi dai soluția. 2700 de puncte. Deștept, dar și îmbărligător. Dacă ai dat faliment, ți-am luat tot. Tu alegi. Da, bă, dar a câștigat o rundă. Trebuie să dai tare. Deci ce nu am voie să dau decât faliment, nu? Faliment sau stai o tură? Treacă de la mine, nu? Da. Tare? Tare. Dacă vrei, te las să te dai jos acolo, să ai mai multă forță. Bine, dar dă tare de tot. Tare trebuie să dai. Două mâini trage. Deci trebuie să dau o dată. O dată și ceva ca să ajungă la mașină. Gata, hai mă, hai. Gata, s-a terminat cu roata. Hai! Noi suntem de acord. 3, 2, 1 și... Lele verde simitor. Cine, nici 1500, fix un joker de care cred că nu aveai nevoie pentru că știi soluția, îmi dai o consoană, ridicăm jokerul și ai dublă șansă. Dacă cumva greșești soluția, mi-o mai spui o dată. Da, tot e bine că n-a pierdut nimic. N-a pierdut nimic, corect. Consoană. L, care este și ultimul L. Ana, da. Cumperi o vocală sau îmi dai soluția? Ce 2700 o vocală? De puncte, vezi că ai și joker oricum, nu ți l-am mai ridicat eu, dar oricum îl ai. Și ce să fac cu ea? În cazul în care greșești. Ce dacă ai greșit, mai avem o șansă. Dacă nu, faci 3200 de puncte în runda a patra zi. Ana ține roata sus, merită un ban în plus. Și chiar mai mult de atât. Ok. Ana ține roata sus. Merită, ai spus tu. Merită un ban în plus. No, merită. Asta ai spus, asta am luat. Un ban în plus. Iar răspunsul tău este... greșit. Pă bune? Răspunsul tău este greșit, Ana. Nu, am zis merita și după am zis merită. Ana ține roata sus, merită un ban în plus, asta ai spus, tu ești pe filmare. Și a doua oară când am vrut să-i zic că merita,
A doua oară. Nu, prima dată am zis A sau A. Asculți? A. Prima oară e greșit. A? Ai spus A. Asta este. Normal era, am jokerul. Meriți un ban în plus. Era am jokerul ea. Pe care pot să-l folosesc. Perfect. Avem joker. Ce să mai mă fac acum? Jokerul îți dă șansa mulțumesc, de a da? Mai spune merci. Încă o dată soluția și poate de data asta este corectă. Ana ține roata sus, merit A, un ban în plus. Merit A. A. Băi, Ana, e greșit. Iar? Păi dacă A e aici, nu era și aici? Măi, Ana! Păi da, am zis A prima dată și mi-ai spus acum, că nu e bine. E greșit și A. A zis A a doua oară, mă. Păi da. Și dacă era A, nu era A opus deja? A. Nu e nici A, nici A. Cum adică? Adică nu e nici A, nici A. Unde te grăbești? Concentrează-te puțin. Așa sigură pe tine. Dar ce ar putea fi? Păi... Ana! E T, da? Nu e T acolo. E T, da? Cu că era să zic o prostie. Mai Ana! O? Nu e, e O acolo, nu e. Nu e O, că e mai sus la roată. Măi, Ana, fii atentă ce uită-te era. Uită-te bine! Nu mai contează, Ana, fii atentă. Uite, eu ți arăt ce era doar aici. Îți arăt puzzle-ul și pomă-l șterg și mă joc mai departe. Fii atent. Puzzle-ul corect ar fi fost... O! Stop! Ce? U! U! Meritul! Meritul, mă! Meritul! Meritul! Barnoschi, e prima oară când își cer în emisiune, dă-mi o palmă. Așa. Măi, Ana, măi! Acolo nu e sus? Nu e U? Unde te-ai dus tu să-mi arăți? Acolo e sus, mă! Și dar fii atent aici, asta? Răspunsul corect era și este... Merită un an în plus. Aproape de tine. Barnoschi m-a lucrat. A rămas cu tine pe cap. Vai de capul meu. Dacă nu te internează la bala. Să sun la bancă să văd dacă îmi trebuie un card dublu. Că am portofel mic. Meritul. Acolo mi-a arătat, te duceai la sus și zic, acum e U, așa știam, problema mea. Merito, merito, nu intra nimic. Nu, te meritul. Duceai la sus și mă gândeam așa meritul. Și... Meritul, e un an în plus. Bă. Nu, te duceai la sus și zic, ce boală îl încearcă, acolo e clar că știu, e U, Ana. Problema mea e aici, în stânga, A nu e, A nu e, ce... Ce dragostea mea! 3200 de puncte și vezi că hai să-mi dai banii pe cerere. Hai la vitrină! Runda a patra câștigată de Ana, 3200 de puncte, grea rundă. Da. Ce ne alegem? Tabletă. 1000 de puncte. Mașină de spălat. Care din ele? Aia de spălat vase, da? 1300. Samus. Mai departe. Mamă, nu mă scap. 2300, hai. Mai avem 900. Vrei să te mai ajut? Hai că ne uităm în vitrină, fii atent. Îți dau un set de păr de la Taurus. Oh, mersi frumos! 250 de puncte, bravo! De pe aici mai vrei ceva? Da! Vrei boxă? Da! Îți dau sau nu? Da! 500 de puncte de la Samus, bravo! Cu microfon, mai cânti, mai asta, te mai distrezi la party-uri acasă cu prietenii. Mai avem, 150 de puncte. Da! Da! Da, da! Eu nu înțeleg dacă tu ești de acord cu mine sau... Vedem noi, 150. Da.
Fii, vreau să te termin o dată cu punctele astea, că mai ai nenorocit, mai mult. Îți dau mixerul ăla la 150 de puncte de la Albatros, vrei? Da, mersi frumos. Ce, da. Ce, fericit. Gând la gând cu bucurie, chiar merită, la asta. Merită, merită. La asta mă gândeam și eu. Da, Voana, fugi la locul tău că te meritul. Am înțeles. Dacă a fost sau nu de acord cu premiile, n-am înțeles, importate că da, le-am luat și ajungem cu toții în runda bonus. Da! Clasamentul de astăzi arată cam așa, doamnelor și domnilor, pe locul 3 cu 0 puncte, aplauze pentru Giuliana, mulțumim mult de tot de vizită. Pe locul 2 cu 8200 de puncte, aplauze pentru Shondi și Pepe. Iar pe primul loc cu 8800 de puncte, aplauze pentru Ana Balerina. Ana, hai la roata mică să mă numim. Hai să nu mai stăm mult, că ne așteaptă și oamenii și mai avem și emisiune după noi, asta ne mai trebuie. Da. Vreau să prinzi de rata asta mică și să învârți de... în sensul ăsta cât poți tu de tare. Ai înțeles ce ai de făcut? Da. Nu, că îmi place cum spui tu, da, de-aia... Da, păi da, tu ții de-aia, eu dau să dau și nimic nu mai faci. Da? 3, 2, 1, da! Acolo. Aici există un premiu, mai mare sau mai mic. Pentru a-l câștiga trebuie să fii atentă la asistenta mea. Da, aia, dar ai păstrat tot în emisiune, că ai rupt cerere. Mi se pare corect. Adică da, și mie, da. Nu știu ce ar putea să facă să te întreacă pe tine. Da, bravo, ajut-o. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus, să-l vedem. Domeniul este salariu. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care ți le-am dat. A fost. N, R, T, S, C. Nu contează, dă-ne 3 altele. Poți greși, că îți spunem noi dacă au fost greșite. E important să-mi dai 3 consoane și vocale. M, bună. P. Da. Și dă-o pe aia, ultima, ca să fie... Și D. M, P, D și vocala? A. Să vedem dacă le regăsim. Hai că simt. Fii atentă, 10 secunde, îți las timp să te gândești, îmi dai soluția și ai la premiul ăsta. Dacă nu, 3, 2, 1, start. Hai că nu știu eu. Avans de încetare. Ok. Avans de încetare, spui tu. Dacă e D și ție ți-a dat cu T, încetare. Încadrare. Știu eu. Avans de încadrare. Dai puțin, Giuliana. Ana, mulțumim mult de tot. Răspunsul a fost greșit. Te rog să mergi la locul tău. Îmi pare rău. Acum chiar nu-i păcăleal. Pepe! Pepe! Ce? Știi ce scrie acolo? A, noi suntem? Da, nu-i corect. Eu am zis prima că știu. Giuliana. O secundă. Ce câștigăm dacă știm? Premiul ăsta de aici îl dau doamnei Georgiana, dacă știi ce scrie acolo. Uite, nu zicem bine să câștige și ea, că știe. Da? Da. Giuliana. Avans de lichidare. Avans de lichidare, spui tu? Da sau nu? Da. Salariu întreg. Și a venit greșit. Pepe. Salariu întreg, avans și lichidare. Pepe, Shondi, veniți în centru. Giuliana. Pepe ți-a lăsat șansa de a pleca cu un premiu. Copii, doamna Georgiana, Denisa, Robert, sunt acolo și așteaptă să câștige premiul ăsta.
Răspunsul tău, Pepe, este... Cu mare drag, e norocul vostru. Răspunsul tău, Pepe, este... Avans și lichidare. Avans și lichidare, da sau nu? Este salariu. Este! Mulțumim! Mulțumim din suflet! Denisa ne mulțumește din suflet. Robert, doamna Georgiana, da. În runda bonus, cu ajutorul lui Pepe și al lui Shondi, ați câștigat, în afară de tot ce ați câștigat până în acest moment, un televizor! Mulțumim! Robert, ce spui acolo că nu te-am auzit? Mulțumim din suflet. Să fii sănătos, Robert, să te bucuri de el, să te bucuri de toate premiile alături de Denisa și de mama ta, de Georgiana. Dragii mei, aceștia am fost noi, Ana, Shondi, Pepe, Juliana, mulțumim mult de tot, Hotplay și Iulia Dumitrache și, bineînțeles, cea cu care vom rămâne până la sfârșitul zilelor, probabil. Aplauze pentru Ana Maria Barnoschi. Mulțumim și aplauze mult pentru Bursucu. Până săptămâna viitoare, nu uitați că ne vedem pe Instagram. Mr. Bursucu. Amu Barnoschi. Pepe. Shondi cu 5 de Y. Shondi cu 5 de Y. Iulia Dumitrache și Hotplay. Să fiți sănătoși și nu uitați că norocul... Vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. La revedere, seară bună, mulțumim! V-am pupat! Rhythm is a dancer, it's a song companion. You can feel it everywhere. And lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. Oh, it's a passion. Oh, oh, oh. And rhythm is a dancer, it's a soul companion.